Astăzi, pe ordinea de zi, avem concluzii și puncte, cu aprobarea dumneavoastră, o spunem încă un punct. Și anume, aprobarea raportului de evaluare privind valoarea terenului din unde se va face stație de curare. Achiziționarea terenului, da. Suntem, mai avem un pic și când spun viitoare, o să facem un pic de mersuri, o treabă de vânzare cumpărare, mai avem un cadastru care nu a ieșit, va ieși săptămâna asta, săptămâna viitoare o să facem comisia de negociere. De fapt, astăzi o să spun două puncte, de cum un punct. În asta pune și comisia. Și astăzi o să apropo și comisia de negociere. Va fi, conform acordului de evaluare, va fi o comisie de negociere care va negocia cu cetățenii care au venit acolo vederea cumpărării terenului. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție și pe derularea proiectului achiziție bug de scavator pentru primăria Crașin, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție și pe derularea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Crași de Subacău. 4. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 21.03.2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Crași de Subacău. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 21.03.2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție multe excavator pentru primăria Crașin, Comunei Crașin de Subacău. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Crașin de Subacău și Asociația Sportivă Viitorul Curița, Curița Comuna Crașin. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Crașin de Subacău și Asociația Sportivă Măgura Crașin, Sat Crașin, Comuna Crașin. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și la investiții extinde rețea electrică strada primăverii, Comuna Crași de Subacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiții în infrastructura socială pentru grupuri vulnerabile prin modernizarea unei clădiri existente. Și al 12, care vi l-am prezentat la început, dacă sunteți de acord cu implementarea ordinii zilei cu acest proiect. Vă mulțumim. Trecem la primul proiect, proiectul trebuie rectificarea bugetului local. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Comuna Crașin de anul 2018 la venituri cu suma de 281.500 lei și la cheltuieli cu suma de 281.500 lei, după cum urmează. Capitolul 36.0250, alte venituri cu suma de 67.500 lei. Capitolul 48.04.01, sume privite în contul plăților efectuate în anul curent cu suma de 213.000 lei. Capitolul 48.04.03, sume primite de la Uniunea Europeană, prefinanțare cu suma de 1.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 281.500 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 51.01.03, administrația publică locală, se majorează cu suma de 14.000 lei. Capitolul 74.02, protecția mediului, se majorează cu suma de 25.000 lei. Capitolul 67.05.02, cultură, recreere, religie, tineret, se majorează cu suma de 44.500 lei. Capitolul 84.03.01, drumul și poduri, se majorează cu suma de 198.000 lei. Articolul 2. Se aprobă lista de investiție actualizată pe anul 2018, conform anexei la prezentă hotărâre. Articolul 3. Prezentă hotărâre se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Crașin și compartimentul de buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comunei. Articolul 4. Compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. De raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația, Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Punctul 2.
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru valabilitatea structurii de garanție și pentru derularea proiectului achiziție pont de scapator pentru primăria comunei Cașul de Subacău. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, previzionat în perioada de valabilitate a asigurării de garanție și prin derularea proiectului, achiziție bune de excavator prin primăria comunei Cașul de Subacău, după cum urmează. La venituri, suma de 33.334.000 lei. Astfel, capitolul 480203, sume primite de la Uniunea Europeană, prefinanțare, suma de 135.000 lei. Capitolul 480201, sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, suma de 192.000 lei. Capitolul 3650, alte venituri, suma de 7.000 lei. La cheltuieli, suma de 334.000 lei, astfel. Capitolul 84.0301, drumul și poduri, suma de 334.000 lei. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică prefectul județul Bacău, primarul comunei Cașa și compartimentul buget contabilitate, venituri și achiziții publice, în termen de 10 zile la data adoptării de către secretarul comun. Articolul 3. Compartimentul buget contabilitate, venituri și achiziții publice, va duce la definire prezenta hotărâre. Dar la portul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică și Socială cu Germanța, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, revizionat pentru perioada de valabilitate a stațiunii de garanții și pentru derularea proiectului, achiziție cu rolul excavator pentru primăria Comunei Cașul și Județul Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 95/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat în perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru derularea proiectului, dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Cașul de Subacău. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli previzionat în perioada de valabilitate a scrisorii de garanție pentru derularea proiectului, dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Cașul de Subacău, propunem urmează. La venituri, suma de 48.000 lei astfel. Capitolul 480403, sume primite de la Uniunea Europeană de finanțare, suma de 15.000 lei. Capitolul 480401, sume primite în contul plăților efectuate din anul curent, suma de 21.000 lei. Capitolul 3650, alte venituri, suma de 12.000 lei. La cheltuieli, suma de 48.000 lei, astfel. Capitolul 67520, cultură, recreație și religie, suma de 48.000 lei. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică prefectului județul Bacău, primarul comunei Cașa și compartimentul buget contabilitate de venituri și agenții publice, în termen de 10 zile de data adoptării de către secretarul comun. Articolul 3. Compartimentul buget contabilitate de venituri și agenții publice va duce la deplinire prezenta hotărâre. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din HCL numărul 17/21/3/2018, privind aprobarea valorii de investiții pentru dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașa și Județul Bacău, în suma de 56.940,83 lei, din care valoarea eligibilă 29.786,44 lei și needigibilă 9.815 lei fără TVA, conform contractului de finanțare numărul, este foarte lung, din 6.2018, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44, legea administrației publice locale numărul 215/2001 republicană, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Hotărârea privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 21/3/2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Cașa de Subacău în suma de 56.940,83 lei, de care valoarea eligibilă 29.786,44 lei, neeligibilă 9.815 lei, fără TVA, conform contractului de finanțare numărul, asta este foarte lung, da, ultimii cifri, 00011 din 6/2/2018. Hotărăște, articol unic. Se aprobă modificarea articolului 1 din treabă și local numărul 17 din 21/3/2018 privind aprobarea valorii de investiții prin dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna Cașa de Subacău, în suma de 56.940,83 lei,
din care valoarea eligibilă 29.786,44 lei și eligibilă 9.815 lei fără TVA, conform contractului de finanțare numărul 00011 din 6.2.2018, care va avea următorul cuprins. Articolul 1. Se aprobă valoarea de investiție prin dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în comuna ca județul Bacău, în suma de 56.940,83 bani, din care valoarea eligibilă 29.786,44 bani și neeligibilă 9.815 lei, fără TVA, conform cu datul de finanțare numărul 00011 din 6.2.2018 și fără acte adiționale până la prezent, data prezentă. Aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 29.3.2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție cu excavator pentru primăria comunei Cașul de Subacău, în suma de 328.703,75 bani, din care valoarea eligibilă 271.567,25 bani și neeligibilă 4.653,84 bani, fără TVA, conform contractului de finanțare numărul 00010 din 6.2.2018. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 19 de 21.3.2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție cu excavator pentru primăria comunei Cașul de Subacău, în suma de 328.703,75 bani, din care valoarea eligibilă 271.567,25 bani și neeligibilă 4.653,83 bani fără TVA, conform contractului de finanțare numărul 00010 din 6.2.2018, care va avea următorul cuprins. Articolul 1. Se aprobă valoarea de investiție pentru achiziție cu excavator pentru primăria comunei Cașul de Subacău, în suma de 328.703,75 bani, din care valoarea eligibilă 271.567,25 bani și neeligibilă 4.653,84 bani, fără TVA, conform cu contractul de finanțare numărul 00010 din 6.2.2018, fără acte adiționale până la data prezentă. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Muncii, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din HR numărul 19/21.3.2018 privind aprobarea valoarei de investiție pentru achiziție bordului excavator pentru primăria Comunei Cașul, județul Bacău, în suma de 328.703,75 lei, care valoarea eligibilă 271.567,25 lei și neeligibilă 4.653,84 lei fără TVA, conform contractului de finanțare numărul 00410 din 6.2018, consideră că acesta este necesar și necesar. Conform prevederea articolului 44 de legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim. Hotărârea privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciu public de insalubrizare în vederea calculării taxei speciale de insalubrizare. Hotărâște. Articolul 1. Se aprobă regulamentul privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de insalubrizare în vederea calculării taxei speciale de insalubrizare conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezentă hotărâre. Articolul 2. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarul comunei Cașul, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvizare Bacău. Prefectului județului Bacău va fi adus la cunoștință publică în părțile legii. Acum să fim un pic atenți, o să citim de anexă. Ce doresc ei. Anexa 1. Declarația de impunere în vederea stabilirii numărului utilizatorilor serviciu public de salvizare pentru calcularea taxei speciale de salvizare datorată de proprietari de imobile cu persoane fizice, pentru locuința proprii cele închiriate, alte persoane fizice și de închiriași și locuințe cu proiecte de stat. Deci vă face la fel care gospodării, cât o declarație de impunere. Cu număr de aduse, va fi o oglindă clar. Noi avem o declarație de 2.677 locuitori, parcă dacă nu mă înșel, pentru care plătim las la
adis pentru că lucrez pentru acest serviciu de arbitraj. Acum, pentru această declarație, mai și numărul corect, zic eu. Mini, s-ar putea să ia scopa, poți să poate chiar mai mic. Da, poate chiar mai mic decât e acum inițiat. Foarte mulți, să știți, că au plecat în perioadă și ne-am dat și noi seama chiar de past, că s-a mai dat și felicitări de partea primăriei și Consiliul Local. Și am fost atunci că nu prea mai sunt. Deci, la aceste experiențe, am 4 ani zile, practic acest mod a felicitat cetățenii de Paști, Crăciun și Bun Marti. Zic că e ceva frumos de partea noastră să faci un program. Și am constatat că ce-am comandat felicitării acum 4 ani, acum și chiar și am trecut, dar ăsta a trebuit aprobatul la fel și am dat mai puțin. Da? Dar s-a construit, am dat mai puțin. Înseamnă că foarte multe ești și familii legii sunt plecate în comună, în străinitate, majoritatea la muncă. Asta este. Anexa 2. Declarația de impunere, vedere stabilirii numărul utilizat pentru serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare, se datorată în proprietate de imobili persoane fizice pentru imobili chiriate de persoane juridice. Anexa 3. Declarația de impunere, vederea stabilirii numărul utilizat pentru serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice, proprietate de imobili chiriate de persoanelor fizice. Dar nu e prea cazul la anexa 3. Anexa 4. Declarație de impunere, vederea stabilirii numărul utilizatorului serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice, proprietari de imobile sau care desfășoară activități în imobile închiriate. Anexa 5. Declarația rectificativă de impunere, vederea stabilirii numărul utilizatorilor serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile pentru locuința proprie și cele închiriate altă persoane fizice și de chiriași în locuințe proprietate de stat. Aici ar trebui cazul la noi. Anexa 6. Declarația rectificativă de impunere vederea stabilirii numărul utilizatorilor serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatori, cazuri și proprietari de imobile pentru imobile închiriate de persoane juridice. Anexa 7. Declarația rectificativă de impunere vederea stabilirii numărul utilizatorilor serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice, proprietari de imobile închiriate de persoane fizice. Anexa 8. Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii numărul utilizatorului serviciu public de salubrizare pentru calcularea taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice, proprietari de imobile sau care desfășoară activități în imobile închiriate. Anexa 9. Mecanismul financiar și funcționarea sistemului integrat de management al deșeului. Acum, de ce încerc ei așa? Fiindcă, conform calculul care sunt, greutatea cu noi, zic așa, medicul de gunoi care pleacă de mediul rural, este mult mai mare decât persoanele integrate, cei care plătesc. Și ei consideră că sunt mai mulți și integrați mai puțin. Ceea ca mine e cazul, dar să știți că în alt localități ca mine. Că am văzut și eu ce au recordat alții și mi s-a părut foarte puțin. Chiar în părtății vecinați în nou, culmea, când iau bani la rectificare la buget, la Consiliul de Stat și la Consiliul de Stat, la echilibrare, au un număr de locuitori mult mai mare și acum nu l-au jumătate. Ia decimat. Atunci, nu trebuie să fie bine de nimeni, trebuie să fim toți colecți. Ca astfel avem toți suferiți. Și cei colecți au suferiți, pentru cei colecți. Adică, știți cum e, totul e la grămar, un singur operator. Banii se duc acolo. Ăla duce mai departe, depozitează cu noi pe tot județ. Și atunci, dacă unii declară mai puțin și alții sunt colegi, cei colegi se plătește de celelalte care declară mai puțin, știți cum e. Și nu e drept. Așa că eu zic că dacă o să facă chestiunea asta, poți să fac colegi cu declarații de impunere, să meargă în casă, în casă, mai și un pic de utilizatori. Și spre eu, chiar o să fac o comisie care să vină în comun, nu o să aștept să vină oameni la primărie, că e greu să vină să facă impunere la primărie. Poate mai vin când își plătesc impozit sau au nevoie și atunci mai sunt prins, să zic așa, să declar. Comisia care ne va merge este și vorbea să fie cu oameni, privind să-i conștientizăm cu gunoi. Să nu aruncăm orice, să nu mai aruncăm nebuși, să nu mai aruncăm mătră cu curte, pietre, ci eu știu ce e în măturarea cu grăză. Să aruncăm mace drept, adică cantitatea de gunoi să fie mai mic. Să nu mai aruncăm pocen sau Brăciuga sau ăsta, deșeurile biodegradabile, ori le pui în grădină la timp cu un colț, timpul de zi, ori Dumnezeu, îți dai foc și nu ori mai ai, dacă să ai niște
parte digitală, ca să zic, jurnări sau... Trebuie să conștientizați că totul se răspunge asupra buzunarului nostru. Ei vor fi nevoiți să mărească taxa, că ei trebuie să scoată și firma respectivă, costurile și mai departe. Și unde se răspunde? Tot buzunarul nostru. Atunci, noi, dacă suntem mai conștienți și dăm la noi în pași trebuie, cantitatea scade. Eu văd când aduce ieri cântat la casă. Este foarte mare. Hai că avem două mașini care... Mai avem două mașini care mă ia la un lucru Mănăstirea Cașin, strada. Ce ia strada la Cașin, ies la Mănăstirea Cașin. Așa că îi vin urmă ușor, acolo suntem la un lucru Mănăstirea Cașin, cu stichete de cântare. Restul suntem separat. Da. Asta e pregătă de da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială de Finanțe Administrare, Domeniul Public și Privat al României, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciilor publice de salubrizare în vederea calculării taxe speciale de salubrizare, consideră că acesta este necesar să oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Deci, următorul punct de ordine al zi, privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Crași și Bacău și Asociația Fotbal Club Sportiv Viitorul Curița sau Curița Comuna Crași. Deci, acest contract asociere va face cu legea conformă de articolul 18 din aneazul 2 și aneazul 3 din legea 69/2000 privind educația fizică și sportul cu modificări și corectări ulterioare. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă încheierea contractului de asociere pentru Comuna Crași și Bacău și Asociația Fotbal Club Sportiv Viitorul Curița sau Curița Comuna Crași în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna Crași și Bacău. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere între Comuna Crași și Bacău și Asociația Fotbal Club Sportiv Viitorul Curița sau Curița Comuna Crași și Bacău, anexă ce face parte integrantă din prezentă hotărâre. Articolul 3. Se împotrivește și primarul Comunei Crași și Bacău să semneze contractul de asociere anexa prezentă la hotărâre. Articolul 4. Secretarul Comunii va comunica prezentă hotărârile Asociației Fotbal Club Sportiv Viitorul Curița, primarul Comunei Crași și prefectul de sub Bacău. Acum, să vă explic cum stau lucrurile aici. Am competiționat sportiv prin 2 ani, tot timpul. Să pleacă, de exemplu, cum a fost anul 2007 și 2018, da? Noi nu putem finanța așa. Fiindcă la noi am finanțat în fila 30 în decembrie al fiecărui an. Atunci noi vom finanța pe an financiar, pentru că acum funcționăm noi ca să nu mai avem probleme cu portă de conturi și vom finanța și returul, și tot. Nu ne interesează. Atunci era venit cu un proiect, asociația, vine cu o sumă ce au ei de cheltuit, pe care noi vom plăti numai cheltuielile eligibile, și nu cheltuielile eligibile, îi privește direct pe cei care ne țin la asociația sportivă, dar ei vor putea să plăti cheltuielile care le iau pe un retur și pe un tur cu banii. Returul ce înseamnă în anul competițional sportiv, în anul anterior, și turul care e anul competițional în curs și anul. Deci noi putem finanța pe care un retur și un tur. Mă ține și pe anul viitor, în ianuarie, nu mai o să știm până aici, cum face bugetul, sau în februarie, martie, cum va fi bugetul, o aprobat la fel. Anul aceeași 2009. Ca să nu mai multe lucruri, dar adevărat așa este. Noi nu avem voie să facem bugetul în ianuarie. Deci e clar, noi procedam în felul ăsta și alte partii, de fapt, dar când au venit cu datul codul și avem chiar dat măsură, și cum ar putea să ne încălcăm iar măsura, dar clar, nu se lucrează cu bugetul întâia noastră. Fiecare, și într-adevăr, codul fiscal spune lucrul ăsta, fiecare an financiar are bugetul lui. Și așa că banii care nu o să duc în fondul moment, nu o să duc în dezvoltare și mai departe. Da. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrene, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Crași și Județul Bacău și Asociația Fotbal Club Sportiv Viitorul Curița sau Curița Comuna Crași, constată că acesta este necesar și oportun. Vă rog.
Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, Fondul 25.000, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Următorul proiect, privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Craș și Bacău și Asociația Clubului Sportiv Măgura Craș și Craș cu Comuna Craș. Hotărăște, articolul 1, se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Craș și Bacău și Asociația Clubului Sportiv Măgura Craș și Craș în Comuna Craș, în vederea promovării și dezvoltării activități sportive în Comuna Craș și Bacău. Articolul 2, se aprobă contractul de asociere între Comuna Craș și Bacău și Asociația Clubului Sportiv Măgura Craș, Sat Cașu, Comuna Cașu, județul Bacău, anexa ce face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 3, se împuternicește primarul Comunei Cașu, județul Bacău, să semneze contractul de asociere anexat la prezenta hotărâre. Articolul 4, secretarul Comunei Cașu va comunica prezenta hotărâre Asociației Club Sportiv Măgura Cașu, primarul Comunei Cașu și prezentul județul Bacău. Aceeași chestiune și la Măgura Cașu. Ei a fost o scrisoare de intenție și un proiect care de finanțare realizabil a fi de fond ACS Măgura Craș. Că am făcut ceva aici, vă trebuie să mai fac eu muzicale, să spun probleme la faptul că n-au fost ce de acolo. Și este mâine. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Craș și județul Bacău și Asociația Clubul Sportiv Măgura Craș în sat Craș și Comuna Craș, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, primarul Comunei Craș și pe viitorul județul Bacău. Noi suntem parteneri în acord, suntem asociați Comunilor de România. În cadrul acestui parteneriat, beneficiem de audit gratuit, adică gratuit, practic, auditorul va fi plătit la acord. La care și noi, o cotizăm și noi la această asociație, cu o sumă de bani. Și atunci, suntem obligați ca postul de auditor să fie desfințat și asumat un alt post. Deci noi, în organigramă, să mai avem statul funcției postul ca auditor, fiindcă vom beneficia ca audit în partea acordului. Și se modifică. Deci, la funcție din case publice, unde? Aici. Da. Mai este lucrul că s-a întâmplat cu la Superior 2. Așa, și la deputat un post. Și legea funcționarului public prevede ca fiecare an să se facă să se întâlnească planul ăsta de ocupare a funcțiilor publice. O să mai avem și o promovare anul ăsta, încă un funcționar public care îndeplinește condițiile pentru promovare. Și să vedem dacă se mai fac recrutări în funcție de... Se vor face recrutări în funcție de posibilități. Acum, la un pic, o să avem chiar, o să pleci la pensii vreo 3 persoane. Nu, două o să pleci la pensii. E doamna Ocica Tudosi, care se pensionează, doamna Mocanu se pensionează. Peste 2 ani se pensionează și doamna Fumărești Blica. Se încadrează ca și vechimii de la... Ani de pensii. Da, ani de pensii și grupul la... Nu. Asta e vârsta standard. E vârsta standard și a avut după muncă în lumea vechimii și o avantajează cu oameni vechimii. Și atunci o să fie nevoie, s-ar putea să mai fie și alții care vor pleca în proces de 2 ani zile, pe ne-a dat, pe și mai departe. Și va fi nevoie, vom vedea, vom analiza cu domnul secretar și în funcție și va fi nevoie. Mai avem și cu doamna Dinsu la potabilitate, care trebuie să așteptă că e pensionat și s-ar putea ori pensul plece. Deci, iar, și mâine. Aici se face, doar dacă sunt bolnești, care au fost înaintat. Și acolo, la potabilitate, este un punct mai sensibil.
așa văd eu, funcționarea unui instituție cum e primărie, acum cât sensibile sunt la contracte și la legalitate. În rest, celelalte pe pot, nici acolo nu se poate lăsa mai slab sectorul, dar la contracte este vorba de cheltuirea banii publici și la legalitate este foarte atenți că aici putem avea probleme. Da, următorul. Doamna, raport de avizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. Următoarea hotărâre, privind aprobarea indicatorului tehnic cu economic și a devizului generat pentru investiția extinderii rețelei electrică pe strada Primăverii, comuna Crașul de Subacov. Hotărâre, articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnic cu economic a devizului generat pentru investiția extinderii rețelei electrică pe strada Primăverii, comuna Crașul de Subacov, după cum urmează. Indicatorii economici. Investiția este evaluată de totală de 87.877 de lei, 54 bani. Fără TVA. Valoarea totală cu TVA, 19%, este de 104.574 de lei, 28 bani. Din care valoarea C plus M, adică construcții și montaj, 72.927 de lei, 54 bani, fără TVA. Totalul TVA, 19%, 86.188 lei, 77 de bani. Indicatorii tehnici. Punctul de acordare este stabilit la nivelul de tensiune 400 de volți, la primele de acordare ale stâlpului SC1 per 1 per 89 din Mănești, instalația de acordare conform fișei de soluție numărul 10001539449 din 2017, extinderea LEA 04 kV, circuitul 1, zona PT89 Mănești, 20/0, 4 kW, 100 kW amper, de la stâlpul tip 10.002, circuitul 1 existent pe o lungime de aproximativ 700 de metri, cu două circuite proiectate, montare pe stâlpul comun conductoare, tursa dată de 50 × 3,70 mm și 50 mm² și 50 + 1,16 mm², din care 400 metri în sensul de deplasare spre Onești, strada Primăverii și 300 metri în sensul de deplasare spre Cașul. Circuitul pentru distribuția publică va fi realizat cu conductoare prostodate de 50 + 3,70 mm² și va fi exploatat prin comandat de către SC Gaz, Vindesa. Circuitul pentru limbată publică va fi realizat cu conductoare prostodate, 50 + 1,60 mm², va fi în gestiune și exploatare cu ATKaș. Strâmbul de acordare SC 10002, în ultimul stâlp a extinderii de jos tensiune, se vor prelua la o priză de pământ cu valoare de 10 ori. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica cu Prezidentul Autorului Primar Comunei Cași și instituție pe Cricul Cetsu Bacău. Deci este vorba în Adășești, la drumul mijloc, cei care sunteți dumneavoastră, care stau în partea spre Părinte Verdani, în spate, noi aveau energie de când au casă acolo. Stau la lumânare, chiar că iarna au un incendiu la lumânare, să fie singura casă și au un foc. Acolo casă putea să numai copiii. Și avem multe solicitări și construcții noi, copiii care nu au energie de. Legea energiei s-a modificat. În anii trecuți, acum câteva ani, mergeam apoi și în regim privat, să zic așa, mai mulți cetățeni, să uneau și puteți să făceau energie electrică. Acum nu ne dă voie decât 150 de metri în adâncime cu ajuns. La sâmpul Ionului, 150 de metri. Și vă dați seama că 150 de metri, cum ceilalți care stau mai departe de cei 150 de metri, ce fac? Și cum aveți și păștări, în sensul ăsta avem proiectul de acum 2 ani, inițiat, se minte, acum inițiat când am făcut instalația electrică în Stălbău. Acolo am reușit din coace, n-am reușit fiindcă nu avea studiul de soluții. Dusie, eu nu sunt soluții să încep în drum privat. Și ce cu drum privat, n-am văzut până în primărie. Noi nu putem, după cum ne știți, facem investiții pe un domeniu privat. Trebuie neapărat să fie domeniul public. A comunicașii sau a statului să poate, efectua lucrarea. Și soluția ultimată s-a găsit de la Vilu Ciobanu, dacă știți unde are Ciobanu, cel la Mdrau, are aici Vilu. Acolo el a donat cu Ionul și comunicașii în toți stâlpii și tot terenul care e aferent stâlpilor.
Și de la acolo va veni cu un alt cap, nu prea că se va trage un alt cap, mai, ce-am citit eu mai sus, cu cel existent, e calibrat la ce avea urmă acolo, și vă cum va pleca de acolo, în direcția și spre Cașu, cum a citit așa, și spre Onești, de variantă, cu direcția electrică. Și vom acoperi și zona respectivă. Raportul de avizare, Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică Socială și de Finanțe, Administrarea de Mediul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția pentru Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic și a divizorului general pentru investiții, extinderea rețelei de demersurată a primăverii Comuna Brașov și Județul Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederea articolului 44 de Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, potrivit următorul punct cu ordinea zi, hotărâre privind aprobarea proiectului investiții în infrastructura socială pentru grupuri vulnerabile prin modernizarea unei clădiri existente. Înainte de a citi hotărârea, să vă explic ce este vorba. Suntem în locul, să zic așa, în timpul mele. Poate e și un mai exigent avea, privind în cadrul care după aceea totului. Și au reușit să fim noi aleși prin cele mai multe localități care fac parte în acest grup, să facă acest proiect la Cașa. Ce implică acest proiect? La Baia Comunală, știu cum e gândirea de la Baia Comunală, care stă și așa, folosind nucleare, vom face un asemenea centru în care vor beneficia copiii bolnavi de autism și sindromul Down. De numai din comuna noastră și în toate localități sunt în cadrul GAL. Se va finanța prin GAL 50.000 de euro pentru modernizarea construcției existente. Eu zic că poate reușim să fie suficient acești bani să face clădirea la planul pe care cer ei. Dar mai important este alt lucru. După ce va dota și modernizat clădirea pentru acest centru, proiectul va fi derulat cu COP. Până, zic așa, în 5 ani trecut, când a fost unul de a fost pozul. Focul se dă, se dă bani pentru funcționarea un astfel de centri și alte. În aceste centri vor beneficia și părinții copiilor după consiliere psihologică. Părinții la acestor familii, la acestor copii, să știți că sunt foarte afectați. Trebuia să gândesc mai că domnul care nu se dea un astfel de copil, te afectează și emoțional și psihic și spiritual. Și vom fi beneficiari unei sume de 500.000 de euro. Aici am să ajung. Deci comuna Cașa va fi beneficiar în acest an la unei sume de 500.000 de euro, unde se vor angaja personal și eu chiar aș opta să, ca personalul să, dacă vom găsi personal calificat să fie din părata comunii, să nu fac în avete și să beneficieze de cei de aici, zic că este un lucru extraordinar pentru comuna noastră, poate mulți nu dă seama, că mulți văd câți copii sunt bolnavi, și noi în Cașa. O 5 copii aveți și noi cu Vreaza Comunii. Dar s-a adunat în tot gal. La Curița sunt trei. Mai mult sunt trei, da. Deci, hotărăște. Și în plus, în afară de asta, este un proiect de suflet. Vă spun și de calitate. S-a spus un asemenea lucru ca acei copii și acei oameni să beneficieze de acest proiect. Hotărăște. Articolul 1. Se aprobă proiectul investiții în infrastructura socială cu grupuri vulnerabile prin modernizarea unei clădiri existente. 2. Proiectul își propune realizarea unui centru multifuncțional în cadrul acestuia se vor asigura următoarele tipuri de servicii. Servicii sociomedicale pentru copii cu tulburări de spectru autism, pentru copii cu sindrom Down, din teritoriul GAL, Baia Fluțu. Sprijinul pentru accesul adulților, persoane din grupuri vulnerabile și teritoriul GAL, Baia Fluțu, de Creața Muncii, prin servicii de consiliere, și asistență psihosocială. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, ceea ce face ce va duce la creșterea numărului locuri de muncă și la dezvoltarea comună. Proiectul vizează de face și dotarea clădirii existente din sat Cașa, comuna Cașa și Județul Bacău, fost la Baie Comunală în calitate de solicitat. Prestarea serviciilor sociale se va realiza de către un furnizor de servicii sociale acreditat în acest domeniu prin solicitarea unui sprijin financiar prin axa 5.2 COP. Articolul 2. Finanțarea se realizează de către GAL Baia Fluțului în proporție de 100% și reprezintă banii europeni cu finanțarea nerambursată. Deci, în baza așa cum mare. Finanțarea este 100% de către GAL Baia Fluțului prin finanțare europeană, nerambursată. 2. Partea de finanțare a comunicației costă în urmirea cererii de finanțare de către o firmă de consultanță.
Deci nu aici convini și noi cu sunt de parte, cu o firmă consultanță care va întocmi cererea de finanțare. 3. Valoarea ajutorului public reambursat cu tocitat va fi de 58.000 euro fără TVA. Articol 3. Secretarul Comunei va comunica prezentă autorului primarul Comunei Comune, Gal, Valea, Frunzușul și prevenit de sub Bacău. Tipul 4. Prezentă autorului va fi dusul la întâlnirile de primarul Comunei ca și de sub Bacău, ca autoritate executivă și încarcată de un donator de terțe. Deci, este un lucru extraordinar. Dacă vom reuși să facem acest proiect, vă spun că, plus că, în comuna noastră vor veni tot să ducă la drumul. Am pus și problema cealaltă în cadrul discuțiilor și foarte mult primar a oferit la drumul de casă. Spus în comunicare, domnule, ce să facem la casă? Hai să facem cei după aia totuși la Urechești. Îmi faci să facem la Căuiți. Înțelegeți ce să facem la casă? Și am reușit domnul să fie convins și la casă ce mai bine să facă acest proiect. Și eu sper să îl realizăm. Va fi greu, va fi ușor, va fi multe condiții de îndeplinit, vor impune cei de la afiere de primiște condiții, dar sperându-l vom face păzoare. În afară de asta, a spus, s-a dezvoltat un pic comuna. Deci, vorbind, da, vreau să spun, mi-a fost problema după terminarea programului. Doamne, și ce vă așa? Terminarea acestui program, un pop, cum va mai funcționa în continuare că venim, dar sunt problema că suportăm noi din bugetul local, nu vom putea. Noi, sau cine va fi atunci, sau, mă rog, cum era ca așa. Și va da și am hotărât la primările celelalte, la asociere cu noi, în vederea continuării funcționării acestui centru pentru copii cu dizabilități, după terminarea proiectului. Și asta este un lucru extraordinar. Adică fiecare comună, funcție de copiii care dă la centru, care vin la centru, exact cum facem noi cu copiii care sunt la centrul din Bacău cu probleme, da? În perioada de vestit. Plătim un anual, o sumă de bani, da? Ei, atunci și fiecare la comună, și îmi dă voi legea, va plăti o anumită taxă pentru o cotizație pentru acest funcționare cu centru, ca el să aibă continuitate. Dacă vor fi costuri prea mari, el să facă de ce să la copii pe. Deci, pentru copii, pentru părinții, se va vedea atunci. Și de asta mi-am pus și această marjă. Până ajungem atunci, după 3 ani de zile, zic, 4, nu știu cât va fi durata, să zic, stop, că nu mai avem bani, nici noi nu avem bani. Ar fi păcat. Adică, am luat concluzia, când începem un lucru, trebuie să duc la bun, să sfârșit și să-l continui. Aici intervine și mărirea clădirii, eventual. Da, la mărirea clădirii, ei la lucru vertical. Vertical. Dar cu vertical, vă dați seama, să masardez o construcție care nu știu ce fundație are și care are tavan în șirci, să masardez costuri foarte mari. Nu se masardează ca casă, nu își face casă, din cap, din cap, din cap, din cap. Dar nu se face cu expertiză, vine expertul lui, nu-ți dă voie sau îți dă consolidare și de regulă consolidările și acest tip de construcții mai scumpi decât ai construit la bun și la zero. Și atunci am văzut un proiectant, ne-am uitat la fața locului, am face o extindere orizontală, spre drum, spre stradă, așa la terasă și în față. În față un pic, ca să încadreze suma aia de 58.000. Ca să poată să cadreze suma aia de 58.000. Pe spațiul ăsta din fața cancelarei, care îi pune către bările acolo, o atât spațiu de... Dar nu, după 58.000 de euro, nu pot face plătiri de asta. Păi nu pot, că aici, după 58.000, ca să iau, ca de directiv, și nu știu ce rămâne la funcția propriu-zis. La noi acasă, poți să-i mă avem de. Și la noi acasă e părinte. Mă gândesc de spațiu, unde e un pic de mare. Da, dar nu avem bani și nici noi nu avem bani în buget. Noi, dacă aveam bani în buget, de exemplu, acum, nu știu, 100.000 de euro, puteam veni cu cofinanțare, cu dăm voi. Eu vreau ca în noi, că sunt banii 50.000, care sunt era gustabil, care îi dă galo în fundul în pene, și ne cadrăm în aia, știi în aia. Atât. Pentru că nici un proiect care, urmă, după ce va ieși proiectul să fie ieșit, lua de putin costul să-l facă. Nu pățim sau cum aștept mai cea mare. Au un proiect de dispensare aprobat în PNDL. Cum avem și noi, am și eu emoții la noi, nu știu cum vedea cu acum scopul la citație. A fost și costuri inițiale, au venit cei de la PNDL, nu mă scădeți și băgați cheltuieli cum ar fi la școli. Fiindcă PNDL nu au avut spitale. Oarecum dispensare scăvrează la costul de construcție cu spitalul, care este mult mai mare ca la școală. Și atunci am spus că și mai spus, dacă aduce aminte, 10.000 de euro. 45.000 de... 450.000, nu? Așa că nu. Da? Am spus 45.000. 46.000, am spus și noi.
Ei a fost o lucrare mai la vergură, a spus mai mult. Și acum nu poate să dea primarul, a avut licitații și toți au refuzat preluarea cu construcții, fiindcă nu este, este sub, nu este nici măcar cu zero. Este, deci este un pierdere construcții și nu-l iau. Și atunci nici nu poți că ați ar trebui să faci un proiect de genul ăsta, că să-l tragi pe păr, adică să nu ungești acolo. Și nu-ți-l ia nimeni. După aceea și noi am avut probleme cu porul pe aici. Mă gândesc că e terenul de sport, gălăcie. Este căminul care are intrare și prin spate cu fel de fel de activități. Rămâne spațiu fiecare de pentru copii. E și drumul. Acolo ar fi o... Da, da, cu ce bani. O mază. Nu știu, că avem unul bani ăștia. Alți bani nu avem. Și în afară să-l putem construi pe terenul cu sport. Nu că nu avem voie. Deci nu avem voie. Este terenul nostru. Dar să vă spun, nu știu dacă ați văzut v-ați atins, dar tot felul de Consiliul Local cu Consiliul Local și cu clădirea la Cuița. O clădire s-a dumpărat și noi Consiliul Local cu primarul o modernizăm. Nu dăm ce bani cu aratinare bun, nici Ministerul Învățământului. Dar pentru schimbarea destinației a trebuit aprobarea Ministerului. Și ne-a dat numai cu 5 ani acum, pentru centru tineret, dispensar și mai vine acolo. Grădința face parte din structura Ministerului Școlar. Chiar și acolo era. Da. Și culmea că școala, școala este ea noastră, în domeniul public și e genul. Dar nu, depinde de ei. N-ai voie. Trebuie să-ți dea acord. Dacă îți dai acordul, îți îl dai, acum nu-l are idee. Da? Dar asta e situația, așa sunt banii 58 de euro. Eu vreau să facem proiectul din cadrul rămânei, că nu avem alt bani să punem și va fi bine aici. Să vă faceți și modificări, că o să vedeți. Ne-am gândit și la o parcare și vă faceți mașini. Vă faceți și modificări. Dar noi am discutat cu Consiliul Local că o să extindem căminul. Ba da, nu are treabă căminul. Nu identificăm. Nu identificăm căminul, că în față ei vor veni ca fiul un gol. Deci în față va veni cu 1,5 metri sau 2 metri ca fiul un gol. În care se plece într-o parte și în alta. Într-o parte spre școală o să mai fie un cot și el va funcționa practic acest centru de zi, nu o să și duminica. Vor fi liber. Că se vor organiza munți sau alte... Că cu săptămâni nu sunt munți aici. Dar s-a făcut o estimare cam câți copii ar fi asta în zona aia? Nu, dacă sunt... Nu puțin, da. Va fi 150 copii și sunt. 150. Și sunt. Dar nu e clădire, nu. Nu, nu, dar stai de pic, stai de pic ca să ținește. Nu, nu, dacă dați voi. Da, da, da. Când vin la copiii pentru remediu, nu pot decât doi copii. Doi copii la un instructor. Și vor fi două camere. Patru copii în decurs la ori. Când vin alții, vin alții. Băi, nu poți să-i bagi deci la unul, cum spune unul. Că ei, dacă având afină care iau, nu poți să-i ții. Vă dați seama ce fac ei acolo între ei, dacă... Și atunci, la maxim de copii, un instructor va putea să... Să-l lucreze. Da? Și atunci nu vor fi decât ei vor fi programați, dacă așa la medic. Ca dentist. Ora, ora, are programul. Și fiecare părinte din copii nu vor fi tot 150 odată. Că asta dacă nu pot să nu e simplu, că... Noi avem copii cu probleme de genul ăsta la școală, ca și la fundul copiii, normal. Adică, e bine să-i bași, că e... Atunci, părintele se vede cu el în bază, cu circ, cu... Că la scăpa, ei... Nu, ei n-au. Trebuia să gândesc lumea lor. Da, da. Lumea lor. Sunt lumea lor și, și trebuie să-i ajutăm. Dar raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică și Social din Proiectanții Administrare și Privată a Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului investiții în infrastructura specială pentru grupul vulnerabil din modernizarea unei clădiri existente, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 de publicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim frumos. Vom trece la punctul care face să-l suplimentăm de azi, la aprobarea valorii terenului pe care îl vom cumpăra în vederea din fără stații de epurare, în punctul Țara Mare, T5, zona Sfiliște, acolo, la Cuița, o să vă mișc la Cuița, nu? Păstuți după ea făcut de evaluator, acesta propune 6 lei pe metru pătrat, adică 1,3 euro, 1,3 euro pe metru pătrat.
Asta e valoarea preluatului el în statistici. Cum se vinde la direcția agricolă, omul a căutat pe situat. Dar aici, la valoarea asta, se va negocia în sus sau în jos. Depinde de comisie și de vânzători. Și cât are dreptul comisie? Eu zic că a fi cel mai bine să rămână așa, sau dacă crește foarte puțin, sau dacă scade, e bine, pentru noi. Ca și cum ca și vânzători. Dacă vânzătorul nu mă trezează mai puțin, am plăs la masă. Acum, așa e care vă dați seama că și el va trage pe care și deja la oală lui spune românește. Da? Vă face o comisie, dar m-am zis doar să plecă. În comisia, noi vom da 3 membri în comisie și vom aprova azi. Și mă înțelea ca și vor da și ei de deci, mă înțelea ca și nu va participa din la Corea primarul, să dau și mie valoarea, să vie și la o trebuie să vă la toată vă face și mă înțelea ca și în parte. Nu mai comisie primară. Și atunci, în comisia respectivă, vor fi 5 membri. 3 aprobați numai. Și 2 aprobați bine. Eu aș propune în această comisie să facă parte doamna secretar, așa, ca președinte sau, mă rog, vom vedea cum vă spun și noastră, doamna portabil DIT, că e partea financiară. Și rândul consilierilor, unul care e plec dumneavoastră, sau dacă aveți să-l propun și nu în cazul primăriei, altcineva, eu zic că în cazul consilierilor aș propune părerea mea, pe domnul Păr, dacă coate, și vrea sau dumneavoastră, dacă aveți să-l propune, eu astea că sunt ale mele. Doamna Dințu, doamna secretar și consilierul local domnul Ploie. Dacă aveți iar să propuneți, spuneți dumneavoastră. Că dumneavoastră sunteți cei care votați. Iubirea și apropiată. Iubirea și apropiată. Doamna Sfânia, ca și vom vedea și cu cine vă da ea și vă da ei. Și atunci, probabil, vom da o stărări cu mult. Poate nu o să dea. 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 Ca fața vă pun imediat, așa nu am nu, 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 cam aici. Deci avem o dată, cine are un calculator? Ori. 2642 odată, 2959, 1800, 2456 și 8000. Oh. Da? Și vor, a avut și o lățime anumie. Și atunci, nimeni nu-ți vine din teren, numai mijlocul, să rămână cu capții, nevânând. Și noi suntem nevoiți pe omul ăsta tot terenul, cum să-l dă nimeni. Dar nimeni nu poți impui lucru omului ăsta, că omul îl bagi de el. Dar cum zici, băi, rămâne un capul aici și un capul din colostație. Cum a ajunge la terenul din colostație? Acela ce vrei, de-a văzut stația. Da. E ba? Cuprinsă, e încercuită. Și ea va fi încercuită tot. Va fi o grădire acolo, da. Vor fi oameni care lucrează. Dar avem grădirea acolo local, dată cu toată prefața aprobată. Cu 10.000 și ceva. Da. 17.000, da. Da. La Furița e problemă în continuare. Am reușit să stau de vorbă cu Neamiță Maxim și de acord. Acum n-au avut timp să ajung neapărat la cadastrat să mă uit cu fotozul plan să-i trimit la București, la proiectat, să vadă unde e noua locație, dacă într-adevăr merge sau nu acolo. Dacă dă ok, ăsta dă drumul la tabulare și o să dau un regim urgență, vă spune aici, o să facem un fel să facem o urgență și să facem, fiind ca familia Cogu, nu s-a dat. Îmi pare rău, dragi clienții, că avem o potrivoi și cetățeni de genul ăsta, care nu pot să înțeleagă de aceea că apă care va fi la Purița, nu i-am solut nici al Vrăceanu, nici al Comar. Ia atunci comunități, mai ales că terenul ăla acolo e de folosit. O să avea să beneficieze, va avea să beneficieze chiar și de intravilan acolo. Intravilanul se termină la Comar, e acolo sunt intravilan. Și se văd cum vor construi, cum vor construi acolo. Mai ales că noi vom fi pași în primărie, adică nu, eu, sau oricare altul. Trebuie să respecte legea, nu poate de o autorizație în intravilan. Să construi, din la dumneavoastră să oprești la Casa Vecii, intravilan la este partea și din acolo a rămas. Dacă îți construi acolo obiectivul
comunii, nu am văzut la comuni, sub ce de noi încadrare. Așa, va rămâne limitată, să fie sănătoși. Și mai ales, atât vă spun un lucru, ce mă doare cu nici mai mult, au știri în plus. Ce am văzut, nu, ce am văzut ochiometric acolo, nu am văzut, dar asta să vă spun. Eu ce am văzut ochiometric este numai mult ca ei în document. Și atunci, gata, nu ne-a văzut așa cum noi. O judecată cu ei asta dura foarte mult, urează poate și ani de zile, te duci, o expropiere o faci. Dar până îi l-ai identificat acea instanță, am zis cum a fost cu autostrada, cu terenul care omul vrea să... Și bun dreptate, acum și omul ține la terenul lui. La preț, zic așa, dar nici măcar n-a vrut să văd în preț. La familia Gogu care se putea face, nu la ceilalți, nu-i mulți și plecați și mai departe. Deci nu am pus să văd măcar de piețe. Nu pot cu asta, de ce a fost categoric. Ce e, doamnă, dacă aveți ceva cu mine personal. Deci spuneți lucrul ăsta, nu vindeți mie. Nu vindeți mie, vindeți comunii, consiliul local, obiectivul va fi, au întrebat să vedeți beneficiați cu asta de apă, cu siguranță când v-au băcat în cuvântă, poate vor reuși cu, să nu pierdem acum proiectul. Va, și familia respectivă va avea așa. Cum pare eu că va avea așa? Acum așa, să știți, oamenii supărați în cuvântă cu ei. Chiar dintre ei erau înțelețat în polița, nu dau nume, care era foarte supărat. Adică, domnule, nu sunt vizor, comun, nu sunt să facă și noi un bun. Și eu zic că, adică, a ajuns să obținem niște fonduri. Așa. Și noi a fost un drept. Negativismul ăsta, le pierdem ceea ce am vrut. Da, și din păcat, dar poate vor ieși la familia Maxim, la Nerea Cosu Maxim, și vor fi de acord cei de la București, cu proiectantul. Deci, ce acolo nu-i clarificat? El mi-a promis că e indelul, că fratele de Costică semnează și fratele celălalt, care e mare frate, nu? Da, acolo e cumpărat de el. De el. Așa a zis, nu-i problemă. Deci, eu sunt cumva semnat. El a vrut și Costică. Costică că n-am treabă. Și posibil ca și să fie și nu știu la Costică atunci. Și Costică poate nu va semna și el, că o parte de bani va lua și el. Depinde de unde vine amplasat. Tu m-a spus pe dâmb. Deci, cu orice o pantă, mai avut un pic și poate ajunge undeva pe un platou. Și are vie, stânga Costic are vie. Unde are fratele lui Costic în vie. Deci vie aia a fost unei, o vie de calitate, nu am încetă, nu e cum trebuie o zi. Nu e cum e din bună acum cu el așa. A fost cumva. Da. Că am fost atunci cu unde a fost ei. Da, dar e ca aia care îi trebuie să iau din bună. Aia e ca aia de grăzită. Aia e ca aia de grăzită. Aia e ca aia de Mai are un activ acolo, știi? Da, aia e ca aia din bună. Acolo ar fi bun. Da. Acum să vedem, o să tot trimitim la plecare și dacă va fi de acord, o să demărăm de urgență tabularea și ca să spun că ăștia ai venit la vaccin de toți. Să vedeți toți, nimeni e nevoie să dezbate moștenirea pe toată avirea noastră la taie. Numai cu terenul la care trebuie să vin, semnează și nu o dezbate ei. Și rămâne și lui teren. Da. Că drumul va fi până de brânză. Drumul până de brânză va fi, da. Și intrarea pe unii intrare. Până la Cornel, pe acolo? Da. Și intrarea cu unii între el sau... Da, acolo a zis el că o vine să facă treaba, că o să faci drum. Asfaltat și cum el se duce cu gardul mai... Da, am discutat cu el acolo, m-a chemat. Da, intrarea pe acolo unde este acum, că și mie vin de intrat, adică e mai spațios, îi faci un cod. E, să vorbim. Nu, nu e eu. Să rupim, să rupim malul, să lărgești acolo, nu vinea credit. Când lucrau ei, nu vinea credit cu... Scoate, face. Scoate, face. Numai să proiectați, să stabilezi locația respectivă. Cam asta a fost tot. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Dacă nu sunt votați și... Da, nu mai vreau să vă arăt că am avut probleme de rezolvat, dacă îmi permiteți să... Deci de acord cu toate votele de ordine de zi și... Da, mulțumesc mult. Mulțumesc. Aș vrea să spun două vorbe ca să nu încheiem cu ședința așa fără să... Cred că azi a fost o ședință importantă privind întreg aspectul ordinei de zi. Și au ieșit în evidență și unele probleme care trebuie rezolvate. Cum a fost cel cu lumina de la Stâlpii, așa, problema cu dotarea, care tot o plimbăm
modificarea și modernizarea clădirii pentru centrul ăsta de autism e un lucru extraordinar. Dacă reușim așa ceva, Pomona vă rămâne cu o chestie foarte bună și dar nu știu dacă această clădire va rămâne pentru sau să dă urmă o perioadă de timp să se folosească și iară trebuie aprobare și iară. Deci, exact cum aprobăm noi acum și nu se va implementa proiectul, dacă românii, pentru totdeauna cât funcționează acest proiect, dacă se dea Dumnezeu și mai ca Dumnezeu să nu mai copii cu probleme, ca să-mi doresc toată inima, și atunci se va putea da, dacă nu va mai fi funcționat de motivul ăsta, se va da o altă destinație. Nu e proiect. E bine, e un lucru bun. Acum nu știu, în cadrul acestei clădiri, e vinua pentru partea psihologică, sau vin în ziua respectivă, stă două ori, pleacă, vine părinții la o luat și așa mai departe. Cam ceva de cel cum am explicat, nu pot să-i aduci cu toți odată. Da. Ei trebuie la un misiu să fie maxim voi. Voi, da. Maxim voi, că e, da, și domnule rog. Dacă vine asta, vei primi. Asta va fi în funcționarea lor. Așa. Ce vreau să mai spun? Vreau să mai spun faptul că ar fi ideal să rezolvăm și problema la curiția cu bazinul. Așa. Și să luăm pământul ăla și să putem face cei 3600 de metri pătrați, plus ăsta înseamnă că rezolvăm două probleme chiar urgente. Bine, mi-a spus domnul, iar cuvintul curița, să vă dau un vestit bun. O vestit care a intrat în poziției dânălțare, dar dânălțare, chiar zonă dânălțare. Am venit, acum vizitat un proiectant cu gaz. Dar partea mai proastă e că suntem prinși, e un gaz, într-un număr de guvern, de ministru, va judeca și la finanțare, la rețele de extindere de gaz, nu în ființa, dar de extindere. Și noi suntem prinși și noi cu statul prinț. Ca și nu. Ca și normal, ca și făcut. Acum, să dea de firmă, să ne aprobe cu curița. Facem pentru curița, dar eu se fie când o să fac, o să faci pentru Vlașca și curița. Să fie făcut, că, dacă nu îl faci, știți cum e, numai așa. Și la asta, cu siguranță, se va finanța. Pentru extindere, că e o locuție, un alt sat. Vlașa și Poița face parte din satul Cașa. Aici e inconvenientul, că dacă erau ubicate ca și sate, sau apăreau... Nu apare Vlașa și Poița. Una Cașa nu are două sate mari și sate. Cașul și Poița. Și de Cașa face parte Poița, Vlașca, Cot Briceacu și Arnășești. Și Arnășești. Și de Poița s-a uitat atunci. Da. Nu mai pomenim ce s-a făcut. Important e că se pare că e o direcție bună prin care se va finanța aspectul asta. Și o chestie bună vă dau pentru cei care aveți obzuriți din Curița. Prin săptămâna viitoare vom începe lucrurile la reparația drumului. Inclusiv la preosurață, la cocoașa aia ce s-a făcut acolo de intrare și toate lucrurile vor fi plămbate. Și aici, acolo. Și sus, la bine, acolo. Toate. Cum ajunge acolo să vedem? Acolo e complicat. E complicat. Vă spun de ce cum. Complicat pot fi o expertiză. Vin, nu reparați așa cu faci un din capul nostru. Nu, este atât să văd ce valoare este. Acolo trebuie făcut proiect de investiții serios, nu de reparați. Acolo trebuie făcut proiect de reparați. Acolo trebuie făcut proiect de investiții serios, nu de reparați. Nu, 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 nu. Și când se va? Poate? Când se va ceva acest proiect? Eu o să vin în teren un proiectant. O să... cred că în... avem aprobarea că sunt locali, prozoare o avem, pe principiu. Și acum lucrăm pe condiția de proiectare, pentru trotuare în Cașă. Și când va veni la fața lor proiectat să vadă traseul trotuarelor care vreți să facem în Cașă, atunci voi veni pe el și la poliția. Să vadă că e drumar. Și fiind drumar, nu dă seama ce trebuie făcut acum. Și cu gazul când, cam când ar fi? Cu gazul aștept, deci lista a apărut, în care apare și poliția, și așteptăm implementări. Adică, în ce sens, ce contribuim noi ca oate, oricum, SF-ul și PTH-ul, cu siguranță, va trebui să ne facem noi, da? Proiectarea și... Studiul de vizabilitate. Acordul de avizii, tot, asta cred că, cu siguranță, va fi în sarcina noastră. Să vedem cât va contribui EON-ul la această investiție și Ministerul Industriei. Da, este da. Da, un lucru bun. Da, o veste bună pentru polițieni și pentru creșoare, în general, pentru ei singure. Da. Aș vrea să dau domnului primar ceva și vă rog să subliniez această lege. Așa, în legătură cu... Ăsta este ce am discutat în ședința trecută. Mi-am permis de a fost la o școală auto aici, în Ponești. Am luat
educația necesară pentru cei care încalcă drumurile publice unde sunt stabilite tonaje și gabaritice, așa, este bine ca să noi, Comisia, Consiliul Local, suntem puși să apărăm legislația țărilor. Nu cred că cineva dintre noi este de acord ca cineva să se îmbogățească și noi să-l ajutăm cu banii statului. Acolo este scris destul de clar. Aș vrea să spun în mare că toți cei care depășesc 7,5 tone care scrie la intrare sunt obligați să depună la primărie un dosar cu toată documentația respectivă și să ceară autorizație pentru parcurgerea distanței și ceea ce are. Acolo un dosar prevăd licitația care cu documentația respectivă, suprafață, greutăți, ce are de scos și așa mai departe, iar partea financiară e stabilită prin primărie, în general se plătește diferența de tonaj, așa, și aici vreau să fac o specificație, să știți că trebuie să plătească toți. Și cei de la gunoi, și cei de la Lita care dau o autobuzie care depășește 7,5 tone, și cei care cară palastru, toți din zona, nu fac eu o reglementare, este o lege. Da. Și legea asta, ușor, ușor, în România, văd că începe să prindă conturi justiția, cam peste tot. Și este bine să o, nu zic de mâine, să o fac. Vă dau răspunsul la asistit, s-a procedat, ce sunt eu primar, s-a procedat, ceea ce spune vreodată, așa s-a făcut. Cei care au putut cu acare cu curița, au venit cu acolo până în valoare, dar cu o silge, cu o știu ce e ăla. Așa pleca, i-a ieșit și materiale, nu sunt bune acolo, medicul. Și s-a luat să fie până la cererea de 5 lei, acum e 5 lei. Acum, pe viitor, vom lua 5 lei pe tonă. Noi nu am luat ce depășește. Ai 300 tone. Au plătit cu 10 și am prea am trecut o firmă. Nu dau lumea, o firmă de cașcă, dar chiar dau lumii. Să zic, dosia a avut exploatare pe Crița și au plătit conform tonajului 60 ceva de milioane de mâini. Banca i-a avem acum la drumul, pentru reparați, ca să duc un cont la drumul. Acum, vă mai dau vestea. Partea proastă e că undeva Siedmă au intrat cu variantă cu mașină. Cu drumul din spate. De ce au intrat, nu știu. De fapt, că au ocolit ceva, s-au oferit de ceva. Au intrat cu mașină din marge de lemn, de la moare la Comănești cu variantă și au ieșit la ieșit în cașă. Probabil. Am venit că cine m-a ființat pe mine și cine a filmat, nu s-a putut să primezi numărul de la mașina mare, dar la un Audi, un Audi de Galați, mă numesc cu, nu știu cum, în afară frumos, care i-a așteptat și au schimbat și rutii. Și au stat o perioadă acolo. Ori ceva ei au invitat. Ați luat și o problemă și din mașina aia de gaz. Spuneți și mie, poate știți cumva. Măcar să aflu. Nu în ideea de oameni, dar măcar să le interzici. Voi nu aveți voie pe acolo. Și asta de mai țară. Da. Și chiar cu jurul se de ce plăți. E sistem. Este 35 ore. Atenție. 35 ore. Nici măcar un microbus poate și pe acolo. Eu. Nu respect, nu e 35 ore. Eu am zis că chiar să vorbesc cu o firmă ceva, să facem o barieră acolo la Comănești, la Mișu. Acolo la ține, de-aia. Cu lățimul de aparit. Dacă e un incendiu, că mașina poate să intre cu curța primăriei să ajungă, sau pe intre cu variantă, atâtezi. Și acolo sunt parcă, și doamne, și e un incendiu și chiar să fie acolo. Chiar la mine cu aproape, că una la primar, una la Comănești, e vecin și una la vecin acolo. Unul va avea cheie, la minor, va avea cheia să spui bariera aia, de nu. Poți să nu pune barieră acolo, ne distruge drumul. Eu chiar am făcut un lucru să mă lăsau. Da. E gabaritul mare, ei au 50 de bani, drumul ăla e proiectat pentru trafic ușor. Păi, o remorcă de traia depășește 35 de tone. Da, drumul nostru. Acum, să mă fiu Dumnezeu cu cel care a făcut lucrarea la Curița, nu la un dau unui firmei, a făcut pe remorcă. Să știți că toate drumurile s-au apar, în care nu mai există drumul. Să vezi cum e la 2 ani de zi. Mergi la Dumbrava, acum 2 ani de pe aia și ea e... La Dumbrava. Deci, vreau să spun că sunt atunci cu așa și a făcut treaba foarte bine. Când mă mergi cu atunci, ca să spun, să apar nu e niciun. Sau sunt, dau fără parte de 20 de Dumbrava. Noi trebuie acum aici primul an în care intervenim. La toate astea, o avem ceva lucru, că și față la fostul magazin unde are internet. Și acolo e iară. Apoi, făcut iar porțul mai lucru. Am lucrat cu pomenii de plătirea. Eu am mai spus odată în ședință, dacă vă să aminte, înainte de a cumpăra Zărănescu, să cumpere Consiliul Local acea
căsuță care era acolo, știu, 200 de lei era, 200 de milioane de lei era atunci. Poate că a cumpărat pe el. În fine. Acum o revinde din nou. Nu, da, eu vin din la stis în post. Acum vom avea un embargo în local și va fi un preț abia de noi. Abia de noi. Nu va fi loc. Vin dintr-un o casă practicală. Un miliard cu aia. Avem o un miliard. E, tu te iei acum. L-am văzut că nu ceam. Da. Așa, știți pentru ce, la ce mă refer. Casa parohială. Și capelă mortuară. Cantină, masă, pomeni. Și capelă mortuară. Și capela care e prevăzută tot de lege. Vă spun, vă spun lucrul foarte adevărat. Să știți, cu capelă mortuară e chiar planificat. Și noi ne-am văzut la casă să iasă gospodarul în casa lui. Deci voi am muncit pe omul să iasă în casa lui. Păi, nu știu. S-a dus greu. Adică e și mai igienă. E și igienă și pentru familia care dă mâni mult. Eu, sincer, vă spun când voi ajunge atunci și sper că mai târziu, să mă spun că astăzi ăla, că pleau măsoară acolo, ce să voi... De ce ați făcut treburile la biserică în pentru studiul geotehnic. Deci, când a fost făcut proiectul inițial, nu a fost, a fost fără studiu. Și nu merge. V-ați spus la voi, la, la stat, la, la primărie, nu merge făcut cum face preotul sau cum face agentul lui sau mă nebunță acasă. Nu merge. Da. Când dacă nu ai toate documentele cu și departe, când îți vine controlul ei, ce și îți vine, nu ți face certe sau te amendează, dar nu îți dăm în construcție. Noi trebuie să facem toate să avem tot ce trebuie făcut. Tot, și expertizii, și evacuări, da. Mai vreți cum să o facă de cam așa mult. Voi la vot punctul următor. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru derularea proiectului achiziție bunului excavator pentru primăria Comunei Cașa și județul Bacău. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție și pentru derularea proiectului dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașa și județul Bacău. Cine este pentru, cine este pentru, cine se abține? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 17 din 21.03.2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru dotarea unei clădiri în vederea funcționării ca centru de tineret în Comuna Cașa, județul Bacău. Cine este pentru, cine este pentru, cine este pentru? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 21.03.2018 privind aprobarea valorii de investiție pentru achiziție bunului excavator pentru primăria Cașa, județul Bacău. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului utilizatorului serviciilor public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașa, județul Bacău și Asociația Sportivă Viitorul Curița, sat Curița, Comuna Cașa. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașa, județul Bacău și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, sat Cașin, Comuna Cașin. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018. Cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția extinderea rețea electrică strada Primăverii, Comuna Cașa, județul Bacău. Cine este pentru? Proiect de hotărâre, punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției în infrastructură socială pentru grupuri vulnerabile prin modernizarea unei clădiri existente. Cine este pentru? Cine este pentru? Așa, și punctul numărul 12. Aprobare la raport, evaluare, achiziționare. 5 terenuri. 5 terenuri extravilan. Cine este pentru? Da. Mulțumim. Așa zis, suntem atât de ghiate, vreau și de aici. Mulțumesc.